Bună seara, dragi prieteni, l-am alături pe Cristian de la Pădurare. Bună seara! Bună seara! Felicitări! Mulțumim! V-a mobilizat înfrângerea de seara trecută? Să știți că cred că da, au lipsit titularii ieri, astăzi au venit la joc, s-au prezentat. O echipă nepregătită din punctul meu de vedere, n-au jucat, n-au avut portarul. Ce să zicem? Fericit că am câștigat! Să înțeleg că ați lăsat ce era mai bun pentru campionat. Nu, vroiam și cupa, ne interesează și cupa. Cred că ne mobilizăm și ne prezentăm și la cupă. Revenind la meciul din seara asta, cum l-ați descrie în câteva cuvinte? Din punctul meu de vedere, sunt fericit că am jucat și eu. Am intrat pe final. Au jucat bine băieții. Mă așteptam. Nu știu ce să răspund pentru victoria din seara asta. Sunteți un jucător nou? Nu, vechi, doar că nu joc, sunt rezervă și n-am timp să vin mereu la fotbal. Care a fost cel mai bun om de pe teren? Mădălin, din punctul meu de vedere Mădălin și în apărare Gina. În echipa adversă e cazul să întreb dacă ați remarcat pe cineva? N-au jucat, nu le-a ieșit jocul. Nu s-au arătat. Deci, ce le-a lipsit în seara asta? Portar, n-au avut portar. Și am fost noi buni, nu știu. Ce le-au lipsit? Ce le-au lipsit? Nu știu ce le-au lipsit. Felicitări și la cât mai multe victorii. La revedere. La revedere. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă invit să faceți în continuare din like paginii noastre de Facebook, Liga Prieteniei, sau acces în pagina noastră oficială www.ligaprieteniei.com. De asemenea, mulțumim sponsorilor noștri Homa Sport Shop și Cipita. Vă doresc o seară frumoasă!